Bună dimineața, ne aflăm în Oradea, suntem în parcursul etapei numărul 2 de fond, de fapt maraton, peste 700, etapă de Chelm plus 20 de kilometri. Am început alimentarea porumbeilor cu hrană, toate cele 4 mașini. Porumbeii sunt într-o stare excelentă, îi ducem în condiții, să zicem, mai ceva decât Champions League. Maxim 20 pe boxe, 20-22 la mașinile mai mari. Mâncare de foarte bună calitate, bob mic. Toate mașinile vor fi hrănite rând pe rând. Trecem și pe partea cealaltă. Vom reveni cu un scurt cadru și cu adăparea porumbeilor. Vă mulțumim! Bună seara de nou, am revenit cu adăparea porumbeilor. Rând pe rând, adăpăm fiecare boxă. În ambele tipuri de joabe, interioare și exterioare. Considerăm că aceasta este una dintre mașinile cu avantaj, având hrănirea și adăparea și interioară și exterioară. După ce vom termina această mașină, celelalte trei așteaptă să intre și ele la adăpare. Vă mulțumim! Dă și pe capăt aici. Bună seara, suntem la Ieșei din Slovacia. Am terminat de efectuat cea a doua hrăniere de astăzi. Am început să strângem bobițele, porumbeii sunt sătui. Vom începe acum adăparea acestora. Vă mulțumim! Bună dimineața de nou! Suntem la intrare în Ungaria, mai avem aproximativ 3 km. Am început adăparea porumbeilor. Prima mașină a fost adăpată, celelalte două stau la rând. Suntem în convoi și cu mașina de la Vâlcea. Ia, Vasile, să prezentăm puțin aici la oameni. Să vadă apa în șgheaburi. Rând pe rând vom adăpa toate cele patru mașini. Vă mulțumim!